v-am regăsit la Despre Stil. Urăm astăzi bun venit primăverii combinând espadrilele cu talpă înaltă cu rochii feminine. Odată cu creșterea temperaturii, încetul cu încetul, espadrilele cu talpă înaltă devin unul dintre cei mai buni aliați pe care îi ai în dulapul tău. Esența lor de primăvară le face cu siguranță perfecte pentru a se combina cu blugi ușor evazați și chiar cu pantaloni fluiți. Totuși, împreună cu rochiile își găsesc potrivirea perfectă. Atât pe podiumuri cât și în street style, această afirmație a fost confirmată, așa că am adunat câteva dintre cele mai bune ținute pentru a vă inspira în acest sezon. Dovada infailibilă că mixarea rochilor cu espadrile cu talpă înaltă este o idee grozavă se regăsește în tendințele primăvară-vară 2024. Și de unde vin aceste tendințe? De pe podiumurile designerilor, desigur. Cum purtăm rochii cu espadrile cu talpă înaltă în primăvară-vară? În colecția de sezon a lui Paul Costalo, de exemplu, espadrilele au fost văzute într-o imagine foarte feminină, inspirată de filmul italian Grădina Finzi Continis din 1970. Între culori precum crem, albastru și alb, piesele vestimentare emanau un aer clasic care este greu de ignorat. Așa este cazul rochiei cămașă cu dungi albastre și albe sau, într-o viziune mai dramatică, rochia lungă cu decolteu adânc și fusta cu volane elegantă. Accesoriile au fost cheia pentru ca imaginea finală să prindă viață, precum bentița cu fundă gri, bijuteriile argintii și, bineînțeles, espadrilele albe. Designerul cu rădăcini irlandeze nu s-a temut de asemenea să opteze pentru o croială mai avantgardistă și mai romantică. Astfel a prezentat un model de baby doll cu bretele largi, fusta ușor plisată și drapaj în talie. Acest look a prezentat și espadrilele cu talpă înaltă, totuși acestea au fost combinate cu șosete albe, ceva ce se văzuse deja anul trecut, dar cu sandale și mocasini, dând astfel o nouă dimensiune acestui pantof. Printre pantofii la modă pentru primăvară-vară se numără cei confortabili și versatili, caracteristici pe care le îndeplinesc perfect espadrilele cu talpă înaltă. Uită-te doar la felul în care Kate Middleton a decis să le poarte pentru a dovedi acest fapt. Rochia midi roz este complementul perfect pentru espadrilele cu bretele datorită esenței estivale a piesei vestimentare. Espadrilele cu talpă înaltă au o mare distinție, așa cum o dovedește stilul de stradă. Tot ce trebuie să faci este să cauți un model pe negru. În acest fel, obții încălțămintea ideală pentru o rochie mai formală, care va arăta completă atunci când este combinată cu un blazer. Când vine vorba de ținute de vedete, Paris Hilton este una dintre figurile de urmărit îndeaproape. Până la urmă este responsabilă pentru multe dintre tendințe încă de la începutul anilor 2000. Astfel, rochile midi în cloș și mânecile bufante vor fi perfecte pentru primăvară, asortate cu espadrile cu talpă înaltă. Ochelarii de soare în stil diva sunt opționali, dar o geantă de mână va da cu siguranță tușa finală acestui look. Espadrile cu talpă înaltă alegem. Espadrile cu talpă înaltă au diverse modele din care putem să alegem. Dacă ceea ce cauți este un pantof care să poată fi folosit într-un mediu formal, este recomandat să le cauți pe cele care sunt închise și au legături la glezne, deoarece sunt mult mai versatile. Pe de altă parte, espadrile deschise sunt mai potrivite pentru un mediu casual, în timp ce cele cu curele vor arăta spectaculos în timpul unui eveniment important. La final, ar trebui să te gândești unde vrei să le folosești pentru a profita din plin de această încălțăminte infailibilă și mereu elegantă. Rochile cu espadrile cu talpă înaltă sunt propunerea noastră pentru un look de primăvară-vară. Eu sunt Oana Duțu, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!